Pentru o zi, întreaga echipă și nou-născuții prematuri au purtat culoarea MOV, adoptată internațional pentru a reprezenta grija și suportul pentru copii și familiile acestora. Prin această formă de celebrare a prematurității, specialiștii din neonatologie și-au propus să atragă atenția și asupra acelor 10% vieți începute prea devreme, a căror principală problemă este la nivel de respirator, cauzată de imaturitatea pulmonară. Nou-născutul prematur nu este doar mai mic, ci este incomplet maturat sau format. De aceea, pe copiii care reușesc să depășească cu brio acest început dificil, îi consider învingători ai unei lupte pentru care nu li s-a dat arme. Noi suntem aici să-i ajutăm, însă depinde foarte mult de bagajul genetic al fiecărui mic învingător, a precizat doctorul Melinda Baizat, șefa secției neonatologie. Aceasta atrage atenția asupra importanței consultărilor prenatale și a tratării condițiilor medicale asociate sarcinii, subliniind că nașterea prematură poate surveni oricând. Din acest motiv, este important ca în fiecare maternitate să existe profesioniști dedicați și aparatură necesară care să poată acorda asistența medicală de urgență și de calitate. Ține la minutul și ora de aur al nou născutului, căci fac diferența în supraviețuire și prognostic, mai spune neonatologul. În maternitatea din Zaleu, maternitate de grad 2, s-au născut până acum 155 nou născuți înainte de termen, de la 600 de grame până la 2500 de grame. Cei sub 1500 de grame au fost transferați conform legislației în vigoare spre maternități de grad 3, însă pronosticul și calitatea vieților depinde de îngrijirile medicale acordate imediat după naștere.